Tandemul iPhone-iPad nu prea a avut de-a lungul timpului rivali credibili. Asta dacă este să ne luăm după vânzări. Pe de altă parte însă, unde alții doar au încercat și au promis, Samsung a și făcut ceva. Galaxy S și Galaxy Tab au fost cam singurii competitori pentru iPhone și iPad. La Barcelona, Samsung a lansat noua generație de Galaxy-uri, care tura asta vine cu filmare Full HD și redare Full HD, iar telefonul cu un procesor dual core. Power to the people! La Congresul Mobilelor de la Barcelona, și Samsung s-a bucurat de o atenție deosebită prin lansarea unor noi versiuni ale tabletei sale Galaxy Tab și a smartphone-ului Galaxy S. Tableta, care a ajuns acum la un ecran senzitiv de 26 de centimetri, este animată de sistemul de operare Android 3.0 Honeycomb, special dezvoltat de Google pentru aceste device-uri. Dispozitivul include o cameră de 8 megapixeli cu autofocus în partea din spate și o cameră de 2 megapixeli frontală. Acestea permit utilizatorilor videotelefonie și videochat, dar și să capteze și să redea pe același dispozitiv conținut video Full HD. Smartphone-ul Galaxy S2 are un procesor dual core, sistemul de operare Android 2.3 Gingerbread și conectivitate wireless avansată, HSPA plus 21. Ca și tableta, această nouă variantă de telefon mobil este echipată cu o cameră de 8 megapixeli care poate înregistra conținut video Full HD la 1080p. Vizionarea înregistrării se poate face pe ecranul propriu al telefonului, construit în tehnologia Real Stripe AMOLED Plus, care oferă un unghi mai mare de vizionare și vizibilitate sporită la lumina zilei.